cultură de cannabis într-o sără din spatele unei case și o alta disimulată într-un lan de porumb. Asta au descoperit polițiștii și procurorii într-o localitate din județul Neamț. Conform anchetatorilor, în mijlocul lanului de porumb au fost găsite aproape 250 de plante în greutate totală de peste o tonă. Cultivatorul de cannabis și doi complici au fost reținuți, urmând să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Cultura din Neamț demonstrează încă o dată că pe anumite repere România a devenit pe lângă o țară de tranzit, o țară de consum, dar și o țară de producere de droguri, în special privind cannabisul. Vedem destul de clar produsele canabice vin de undeva din Spania, Olanda, probabil via Maroc, dar o parte din necesarul, din cererea de cannabis din țara noastră este asigură de producția internă. Fie că vorbim de culturi indoor, de interior, vedem în sere sau în locuințe, fie că vorbim de culturi de exterior, cum a fost situația celei mascate în lanul de porumb. Potrivit anchetatorilor, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Jandarmii au prins pe bănuiții din județul Namț în flagrant, în timp ce transportau o parte din cantitatea de cannabis. Unul dintre ei a fugit, dar a fost capturat după ce polițiștii au tras focuri de avertisment. Nu este prima situație de acest gen, au fost cu zecile acest an, în acest an, dar trebuie să ținem conști de faptul că am avut anul trecut un laborator de fabricare, de producere a comprimatelor de ecstasy și de asemenea un laborator de extracție secundară a cocainei. Cred eu că am importat infracționalitate. Infractorii români s-au deplasat în exterior, au relaționat cu diferite carteluri, cu diferite rețele internaționale de producere. Cultivatorii de cannabis din județul Neamț sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu.